Bună ziua și bine v-am găsit! Iată cum am promis, o să vin cu a doua rețetă de mixură de uleiuri esențiale. Aici avem deja pregătit pentru de seară sticlele care vor fi date cu sirop. Siropul e pus să se răcorească înainte de a pune uleiurile esențiale și laptele. Deci ce cuprinde această a doua rețetă? A doua rețetă cuprinde astfel. Oregano 4 ml, teia 3, care a fost și în rețeta anterioară 4 ml, anason 1 ml, lavandă 1 ml. Deci o să rezulte 10 ml de uleiuri esențiale. Ca și data trecută, băgăm în acest mixer și vom mixa timp de 5 minute. Uleiurile esențiale le punem pe rând. Ca măsură cât mai exactă, eu fac astfel. Copii pe tăscot, aici este o altă măsură de 5 ml, dar voi folosi și acest măsurător, această siringă cu gradații diferite. Nu pot să torn din sticlă direct, de aceea iau cu pipeta, așa că astfel măsur cât mai exact. Iată, după ce am măsurat exact 4 ml, a intrat o bulă mică de aer, dar nu are un efect foarte mare. Aici iese 4 ml. Asta este oregano. După ce e gata, punem borcanele astea, două. Am notat capacile cu un număr R2. Va fi rețeta a doua și le voi da din data de poimâine ca să cuprind a doua schimbare în prepararea, în adăugarea uleiurilor esențiale. Bine, deci asta este a doua rețetă și o vom folosi să vedem cum va acționa ea asupra albinei timp de un an de zile. Bineînțeles, acest ce fac eu acum va dura doar o lună de zile, după care schimbăm. Bine, până data viitoare, numai bine!